Sunt de pe .ro. vreau să vă prezentăm Stensile-ul de la cei de la Pantera. Uh, mai exact, stencil foarte babolina, cum i au, -au și denumit cei de la Pantera. Uh, cu toții știți, firma Pantera are o grămadă de produse foarte bune, sunt de vreo 15 ani, aproape 20 de ani pe piață. Uh, ei fac tușurile de la Pantera, care le știți cu toții, și multe, multe altele. Și green saupurile, în ultimul 2 ani de zile, au început să facă și green lor foarte frumoase și foarte bine mirositoare, să le zicem așa, și foarte ok, la 500 și la 1 uh, litru acum vreau să vă prezentăm stencilul foarte babolina de la ei. Este tot așa cu mirosul același miros de uh, căpșune, cum îl are și uh, săpunul de la Panterana, da? cel roz. Săpunul cel roz de la Pantera știți că are un mirosul acela uh, de căpșune foarte, foarte intens și foarte plăcut. Uh, la fel au făcut și cu acest stencil. Da, este stencil care se pune pe piele pentru foaia de transfer, să transferăm modelul de pe foaia de transfer, să o transferăm pe piele. El cum se folosește, știți cu toții, se degresează prima oară pielea, este tot timpul bine să degresăm în pielea înainte cu o soluție hidroalcoolică sau cu un spir ceva, să fie, nu știu, cât mai curată pielea. După care aplicăm stensilul. Stensilul se aplică într-un strat foarte subțire, deci nu gros lasă un pic să se, dacă ați pus prea mult, mai masați, lăsați-l un pic să intre în piele și după aceea aplicăm, uh, punem foaia de transfer. După ce am pus foaia de transfer, o punem bine, palpăm bine peste tot, peste tot, peste tot. Lăsați măcar 20-30 de secunde foaia de transfer să se absoarbă în piele uh, indigoul, tușul de pe foaie sau indigoul mai bine spus. Să se absorbe bine, bine în piele. După care luăm foaia jos și lăsăm măcar 5-6 minute ca să se usuce bine, bine de tot stensilul pe piele, în așa fel încât să reziste foarte mult. Cei de la Pantera au creat formula aceasta specială și au spus că o să reziste mult, mult mai mult față de orice alt stensil de pe piață. Acum rămâne la aptitudinea voastră să-l încercați și să vedeți dacă spusele lor sunt adevărate. Ce vă pot spune? El vine la 250 de mililitri și pe lângă o chestie super tare este cel mai lichid stencil care îl avem. Știți cu toții că avem vreo 10 stenciluri de la firme diferite, dar sincer vă spun, așa lichid n-am mai văzut niciunul. Toate sunt solide. Stencilurile ați văzut și voi, dacă îl întoarceți, nu o să curgă, sunt foarte solide. Acesta este, după cum vedeți, este foarte lichid, adică nu este lichid, este un gel, dar este mult, mult mai lichid față de celelalte, ca să știți și voi așa un review. Dar cel mai bine este să-l încercați să vedeți dacă spusele lor chiar sunt adevărate. Adică că dacă chiar este mai bun decât orice alt stencil și rămâne mult mai mult pe piele. Acesta ar fi stencilul de la Pantera, stencil foarte babulina la 250 de mililitri. Încă o dată eu sunt Vlad de pe tata.ro și cu mare plăcere, ne vedem la următorul video. Pace!